Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea dacă persoana voastră de interes se mai gândește la voi sau nu. Vom avea două variante din care voi veți putea alege numai în moment cât să reușesc să mai iau un pachet. Cred că voi merge doar pe pachete mai micuțe de această dată. Și am să vă rog să alegeți varianta care vă atrage cel mai mult. Vom avea varianta numărul 1 și varianta numărul 2. Rămâneți cu cea care vă atrage atenția. Țineți cont că luni începem o nouă serie de curs de tarot pentru începători, pentru cei care nu înțeleg totuși cum să lege semnificațiile cărților și cum să le interpreteze într-un mod care să fie clar, concret, în care efectiv să vadă lucrurile în viața lor că se schimbă și să reușească să interpreteze corect atât pentru ei cât și pentru persoanele din imediata apropiere, da? Deci, alegeți varianta. Cei interesați de cursul de tarot mă pot contacta la detaliile oferite în descriere, de asemenea tot la acele detalii mă puteți contacta și pentru o etalare privată și să începem. Întâi voi aranja cărțile și după aceea vom începe cu interpretarea, da? Ca să fie mai simplu. Energia persoanei voastre, energia voastră, da, țin eu. Da, cred că persoana voastră pune în dreapta și pe voi vă pun în stânga. Ok. Nu știu ce. În sensul să pun așa, dar energia voastră către persoana voastră. Ce naibii? Energia persoanei voastre către voi. Ok. Trecut, prezent, viitor. Rezultat. Apoi vom lua o carte de mesaj de la persoana voastră și o carte de la Romance Angels. Ok. Va trebui să aveți grijă un pic. De ce? Pentru că, deși această persoană, da, de gândit, se gândește la voi, nu vă pot spune că are cele mai bune intenții față de voi acum. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că, în primul și în primul rând, energia voastră este dată de 9 de cupe, ceea ce înseamnă că voi sunteți destul de ok față de voi, voi să vă simțiți destul de împliniți, destul de liniștiți, nu neapărat aveți ceva extrem de personal în legătură cu această persoană, dar pe de altă parte aveți tendința de a o analiza, nu neapărat în sensul de a o critica, ci pur și simplu în sensul de a vedea exact cum este această persoană sau cum puteți să discutați sau să vă apropiați de această persoană, ce puncte ați avea în comun și ce puncte nu ați avea în comun. Pe când persoana voastră, din energia de regină de bâte, este o persoană destul de mândră, destul de dornică de a-și menține zidurile destul de înalte și de a nu lăsa pe toată lumea să se apropie de ea. Un pic de atenție pentru că această persoană nu prea lasă oamenii să se apropie, însă aici cred că a fost vorba de o apropiere între voi și această persoană, aici există istorie între voi și există niște sentimente de furie față de voi. V-aș putea spune că dacă voi vă gândiți că această persoană vă mai iubește sau nu, nu aș mai vedea lucrurile ca fiind într-o formă de iubire. Persoana asta este mai apropiată de ură decât de iubire și aș putea spune că se simte destul de rănită în urma conexiunii pe care a avut-o cu voi. Este posibil ca voi să fi rănit orgoliu într-o discuție precedentă pe care ați avut-o și această persoană să prefere să vă demonstreze cumva că nu ați avut neapărat un impact mare asupra ei, deși voi chiar ați avut un impact mare asupra ei, dar cumva vrea să-și păstreze această imagine de persoană care nu este afectată, își vede de viața ei, își vede de viața liniștită și nu are nicio problemă, nici măcar nu mă interesează de existența voastră. Cu toate că o interesează, da? În fine. Ideea este în felul următor.
Această persoană momentan nu are de-a face doar cu rănile emoționale pe care le are din conexiunea voastră, dar aici persoana voastră poate să aibă probleme cu somnul, poate să fie destul de stresată, destul de agitată în perioada asta și să nu aibă o stare mentală extrem de bine, extrem de bună, extrem de ok. Persoana voastră se simte atrasă de voi din punct de vedere carnal, să zic așa, simte o tentație și dorește să vă abordeze, dar încearcă să se abțină. Eu aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că, indiferent de modul în care această persoană în cele din urmă va alege să vă abordeze, că va fi direct, indirect, nu contează, această persoană cumva va avea grijă ca anumite informații să ajungă la voi, probabil prin prieteni comuni, cunoștințe comune, grupuri în care sunteți și voi și această persoană, de exemplu grupuri de social media sau grupuri din viața reală sau, mă rog, circunstanțe comune, practic. Această persoană se va folosi de circunstanțele comune ca voi să tot aflați bârfe despre aceasta. Pot fi bârfe că această persoană și-a găsit pe altcineva sau că se vede cu altcineva sau că ar fi interesată de altcineva sau că are o viață foarte bună, foarte ocupată, este foarte liniștit, o duce foarte bine fără voi, dar va împrăștia aceste zvonuri anume să ajungă la voi. Pentru unii dintre voi va fi că această persoană vrea să demonstreze că ea poate cuceri pe altcineva, poate avea pe altcineva și să cumva să vă scoată ochii, cumva să vă prindă într-un punct în care voi să vă arătați gelozia față de noua persoană care va fi prinsă în această situație. Dar încă o dată, noua persoană aici este mai mult o jucărie pentru această persoană, nu o tratează efectiv ca pe o persoană aparte. Nu aș vedea această persoană să se lase implicată emoțional nici față de noua persoană și nici față de voi. Nu o văd să dorească să repare ceva, din contră vrea să se răzbune. Pentru unii dintre voi, foarte puțin la număr, aici va fi cazul că această persoană vă va contacta pentru a avea o împăcare și pentru a încerca să refaceți acea conexiune. Nu vă sugerez să acceptați asta pentru că aici există o dorință de răzbunare, de a întoarce un favor mai neplăcut, să spun așa, și nu are de gând să cedeze la aceste intenții, la aceste dorințe, la această pasiune, la acest foc interior pe care îl are. Deci un pic de atenție pentru că aici, dacă voi vreți ca totul să fie bine cu această persoană în mod specific, aici sincer nu cred că se mai poate pentru că această persoană nu mai are deschidere emoțională cât să poată face pași în acest sens. Și eu acum am sesizat că nu prea se văd cărțile, dar în fine. Bun. Ideea este că nici măcar nu am ce să vă spun prea mult, pentru că voi aici sunteți într-o ipostază în care ajutați persoana la un nivel spiritual să evolueze, dar acea evoluție e cam dureroasă și sunt acele dureri de creștere pe care această persoană le simte și cumva simte nevoia să vă blameze pe voi și da, se împurte în cerc în legătură cu asta. Nu văd că ar face un progres nici separat de voi, nici cu voi și lucrurile rămân așa cam în aer. Nu vă așteptați să aveți o rezolvare neapărat cu această persoană la această situație, pur și simplu vă veți plictisi și voi și această persoană și fiecare va depăși această situație pe cont propriu. Dacă sperați să urmăriți pe rețelele de socializare ceva din partea acestei persoane și să vă dați seama când ar fi bine să o abordați sau nu, răspunsul corect aici ar fi niciodată n-ar fi bine să o abordați pentru că încă o dată această persoană nu renunță la aceste resentimente pe care le are față de voi. Dacă vreți să vă răniți singur și nu știți cum să o faceți, n-aveți decât dați bice și da, vedeți unde ajungeți, dar dacă voi vreți să fie o conexiune armonioasă aici, nu. Aici singura cale ca această conexiune să fie armonioasă este pur și simplu să o lăsați să rămână în trecut și cu asta basta, închideți capitolul și mergeți mai departe. Nu mai puteți repara ceva din punctul ăsta, pentru că pentru a repara înseamnă că această persoană ar trebui să ajungă la un grad de evoluție pe care nu l-a atins încă. Deci, momentan nu se poate mai mult de atât. Bun. Și pentru varianta numărul 2, să vedem. Ușor, ușor, ușor. Mm.
Da, două secunde să încercăm să vedem până unde sunt aceste cărți inversate. Așa. Și cam asta ar fi. Care este energia voastră? Marele preot. Așa. Energia persoanei voastre de interes. 7 de pentagrame. Energia voastră față de această persoană. Cavalerul de pentagrame. Și energia acestei persoane față de voi. Rege de săbii. Trecut, prezent și viitor. Opa. Și rezultat. Dacă voi vă întrebați aici dacă persoana se gândește la voi, dacă vă urmărește pe rețelele de socializare și dacă va continua să vă urmărească pe rețelele de socializare, răspunsul este da la toate. Nu am ceva care să-mi implice, nu. Dar dacă vă gândiți când va face această persoană o mișcare, aici va dura enorm, enorm ca această persoană să aleagă, să se miște. Totuși, mai repede, v-ați mișca voi, cu toate că nici voi nu sunteți extrem de grăbiți, da? Bun. În primul și în primul rând, energia voastră este dată de Marele Preot, ceea ce implică o, desigur, deschidere către divinitate, către spiritualitate. Spânzuratul de la baza pachetului îmi indică faptul că voi aveți deja o claritate în legătură cu această conexiune și în legătură cu faptul că, în linii mari, un aspect karmic în legătură cu această conexiune deja de încheiat s-a încheiat, da? Dar pe de altă parte, voi încă așteptați să se întâmple cumva ceva, această persoană să facă un pas, să facă o mișcare, măcar să existe o comunicare, o conversație în care să puneți lucrurile într-o oarecare balanță și să trageți o concluzie, indiferent că ea ar fi să continuați sau nu, dar voi aveți această așteptare, această dorință în legătură cu această persoană. Totuși, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană încă n-a luat o decizie de ce ar dori ea să facă în legătură cu voi. Nu simte încă nevoia să vă abordeze, nu simte nevoia să vadă ce ar trebui să facă mai departe în legătură cu viața sa, nu vrea să miște nici înainte, nici înapoi. Momentan este într-o etapă în care pur și simplu stă și analizează această conexiune de departe. Încă o dată, această persoană de abordat vă va aborda, dar destul de târziu. Până ce această persoană va decide să vă abordeze, este posibil ca voi să vă plictisiți de tot, să mai tot așteptați. Deci, da, aici putem vorbi chiar de luni sau chiar ani pentru unii dintre voi ca această persoană să miște. Dacă voi aici aveți deja de-a face cu această persoană de mai mulți ani sau separarea voastră este de mai mulți ani, vă puteți aștepta ca pe undeva prin septembrie, în special dacă aveți de-a face cu o fecioară, de exemplu, pentru că totuși avem 7 de pentagrame și eremitul, cam prin septembrie să vă dea totuși un semn. Dacă aveți de-a face cu un leu sau cu un vărsător, atenție, pentru că aici poate să fie un răspuns din partea acestei persoane abia la anul. Ce aș vrea să vă zic eu totuși aici este că această persoană încă ține destul de mult de propria sa mândrie și așteaptă să vadă dacă nu cumva voi veți fi cei care cedați primii. Și într-adevăr, voi sunteți mai predispuși să fiți cei care abordează, dar este bine ca totuși să vă țineți aceste impulsuri în frâu și totuși să nu o faceți. Încă mai este nevoie de vindecare și de partea voastră și de partea persoanei voastre și încă este nevoie de introspecție de ambele părți. Încă nu ați făcut cu totul pace în legătură cu ce a însemnat această conexiune pentru voi și cât a fost implicare emoțională necondiționată și cât a fost, de fapt, o proiectare a propriilor dorințe pe această persoană.
Este bine să analizați acest lucru chiar înainte să vină această persoană, deci eu v-aș recomanda să începeți să vă gândiți la aceste aspecte. Vine un aer de schimbare, dar acest aer de schimbare nu este neapărat specific către această conexiune, ci mai degrabă este axat pe felul în care voi veți vedea și veți alege conexiunile relevante pentru voi de acum încolo. Nu vă mai văd să picați în plasa potențialului, nu vă mai văd să fugiți după ce ar putea să fie dacă. Vă văd mai degrabă fiind ancorați în ceea ce puteți vedea, în ceea ce puteți sesiza, în congruența dintre vorbele persoanei pe care voi aveți atenția, dar și acțiunile sale. Avem cartea Rămâi optimist în legătură cu viața ta amoroasă și eliberează-te. Este cazul ca voi să vă eliberați, să vă îndepărtați, să vă detașați de această conexiune și să vă îndreptați către noi orizonturi, cel puțin pentru un moment. Lăsați această conexiune să și această persoană să revină atunci când va fi momentul de a purta o discuție, dar până atunci permiteți-vă să flirtați, să cunoașteți persoane noi, să vă bucurați de viață, să trăiți destul de lejer. Nu este nevoie ca voi să puneți presiune asupra voastră. Este bine ca voi să așteptați această conversație, dar să nu faceți din această conversație și această persoană cumva scopul vieții voastre și voi să vă puneți pe pauză doar pentru această persoană. Nu. Este momentul ca voi să puneți atenția pe voi, pe conexiunea voastră cu divinitatea și de asemenea pe carieră, pentru că aici pot exista foarte curând, mai exact în această perioadă, până la finalul lunii mai, anumite promovări, anumite dezvoltări pe planul carierei de care voi să puteți profita din plin. Este bine ca voi să nu lăsați timpul acesta să treacă pe lângă voi, pentru că voi aveți oportunitatea de a atinge niște oportunități în planul carierei care să vă aducă mai multă recunoștință, vizibilitate, mai multe beneficii materiale și ar fi păcat să le lăsați să treacă pe lângă voi. Deci, da. Hai să vedem o carte pentru un mesaj din partea persoanei voastre. Mi-e teamă că tu te îndepărtezi și tu treci peste. Mă simt pierdut fără tine. Deci, da, această persoană de revenit va reveni la, sigur către voi, dar este bine ca voi să nu vă focusați pe această persoană. Nu acum, nu-i momentul, nu-i ok. Da, trăiți-vă viața pentru un moment. Asta este tot ce trebuie să faceți. Asta este tot ce trebuie să știți și orientați-vă pe carieră, că aveți foarte multe oportunități acolo și, într-adevăr, ar fi minunat ca voi să puneți acum atenția pe ceva care poate să se și dezvolte între timp. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!